Ceva de nu se poate, o mizerie de nedeschis. Dăm un picior băgat și nu-l scoatem, ca la țară. Sunt părerile locuitorilor orașului european Constanța. Oamenii sunt exasperați de situația din centru. Odinioară, o mândrie a municipiului strada Ștefan cel Mare arată acum ca după război. Era superbă la un moment dat, dar foarte mulți ani în urmă. Deci e vorba de 20 de ani. Cei care vor să traverseze strada Ștefan cel Mare de la un capăt la altul trebuie să fie foarte atenți pe unde merg, deoarece aici este un adevărat șantier. Dacă plouă, pe lângă noroaie se formează și bălți. Culmea este că în zona există numeroase spații comerciale. Cum sărbătorile de iarnă bat la ușă, oamenii din tot orașul vin aici pentru a face cumpărături. O simplă ploaie este suficientă ca strada să se transforme într-o mlaștină. Noroc că e bătătorii și nu-i n-are gropi cu apă prea multă. Cum nimeni nu le poate spune cu exactitate oamenilor când vor fi gata lucrările, tot ce le-a rămas este speranța că strada Ștefan cel Mare va arăta din nou ca o arteră pietonală. Să termină la ușa. Să spun că au trecut de un an de zile de când sunt. Conform proiectului, această stradă se va transforma într-o esplanadă modernă. Zona pietonală va fi reabilitată și extinsă pe o suprafață de aproximativ 15.800 de metri pătrați cu mobilier urban inteligent, prevăzut cu bănci, spații de ședere, rasteluri de biciclete, cijmele și sisteme de informare. Până atunci însă locuitorii, dar și turiștii trebuie să îndure zgomotul, praful sau mocirla și evident tabloul dezolant din centrul municipiului Constanța.